Salut, suntem la 6-a zi de diversificare. Astăzi avem ardei, cartofi dulce și pastârnac. Am pus deja apa în tefal și voi da drumul pentru aproximativ 30 de minute pe funcția baby food. Sper să îi placă această combinație raniei. Vreau să vă zic că cel puțin eu sunt foarte mulțumită de evoluția raniei în ceea ce privește diversificarea. Am observat că pe zi ce trece rania mănâncă cel puțin cu o jumate de linguriță sau chiar cu o linguriță mai mult decât în ziua precedentă. Așa că da, sunt mulțumită și o să continui tot așa pentru că cu siguranță o să fie bine, nu vreau să mă descurajez. Bravo, Rania! Bravo! Ține papă și place mâncarea de azi. La cine place păpica de azi? La Rania, da? E bun? Bravo, mami! Bravo! Te iubesc! Îngeraș, micuț! Eu îți cu capul tău. Asta e, mami, papă. E bun? Da. Bravo! Bravo, Rania! Bravo, îngerașule! Da! E bun? Îți place, Iucă! Te găsi de mami, tai, tai! Tai, Rania! Combinația de azi a plăcut foarte mult la Rania. O popat tot, dar se și vede. Și ea e minunată. Toată e mâncare, dar nu contează. Mă bucur că o popat. Azi am avut cartofi dulce, pastârnac și ardei roșu. Ce, mami, mai vrei? E suficient, mami, pentru azi. Da, ai păpat foarte mult. Da. Deci, răbdare, mămici. Pentru că o să vină și ziua mult așteptată. În a șasea zi, chiar au păpat foarte mult. Deci ăsta au fost... Știți cum îl fac de obicei? În caz i-am făcut chiar mai mult ca de obicei. Nu știu de ce am avut eu un feeling că o să pape mult mai bine. Bun, ne auzim mâine cu ziua 7. Așa că mă pun să strâng aici după Rania acum. Pa, pa! Deci sunt atâta de fericită în ziua 6. Să fie de bine, mami. I-am făcut cartofi dulce cu pastârnac și cu ardei roșu. Și l-a popat pe aproape tot. Bine, într-adevăr că am schimbat un pic și tactica,
De data asta nu i-am mai pus bucățele în față, i-am pus decât bolul cu legumele pasate prin blender. Și i-au plăcut. Bineînțeles că am lăsat-o acolo să-și bage mânuțele, a fost un haos total, după cum ați văzut. Și inclusiv și în cap au avut mâncare, dar nu contează, bine cu popat. Da. Răbdare, mămici. Totul vine de la sine, încetul cu încetul, e normal. Eu sunt cea mai fericită azi. Ne vedem mâine cu ziua 7.